trebuie să mai țin primul patru video. Am mai făcut rost de bine, nu? Dacă nu uita să păresc. Nu-i problemă. Judecător, capitolul 20, capitolul 13, dar versetul 24 până la 25. Cuvântul Domnului, în pagina din Biblie 277, spune astfel. Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane, dar între Zoreau și Eștaol. Amin. Vă rog să ocupați loc. Eu am zis că o să plecați acasă o parte, să puțin în jumate. Dar se pare că mai venit pentru oameni, ceea ce e foarte bine. Acum nu știu care e motivul de mai veni oameni, da? Poate unii au venit că s-au anunțat, mai sunt foarte frumoși băieții pe aici, fetele sunt foarte... Multe fete, zicem așa, ceva nu mai prins în grabă. Dacă nu vii acum seara, numai la anul. Da, deci la anul. Și la mulți ani. Și au mai venit frații și surorile, mă gândesc din cauza predice, da? Dar, dragii mei, vreau să vă spun că eu, cu responsabilitate, voi mai vorbi câteva lucruri. Când vă, o să văd că vă pierd și vă plictisit, o să spun amin. Poate spuneți voi amin mai repede și atunci o să închei, o să înțeleg apropo. În orice caz, am rămas distant cu o statistică frumoasă, care am vrut să vă spun azi dimineață, legat de căsătorie, legat de regrete. Apropo de regrete, era aici un bilet interesant. Dacă pocăința începe prin părerea de rău față de păcatele făcute, atunci nu ar trebui ca orice tânăr sau orice om să aibă regrete, ba da. Însă noi nu vorbim aici la conferință de regretul păcatului, ci noi vorbim de regretul unor decizii luate greșit. Regretul unor ascultări care nu s-au mai împlinit, ascultarea respectivă, da? Deci noi vorbim aici despre regretele unor lucruri care nu mai pot schimba. Și în special aici se întâmplă căsătoriile, pierderea curăției înainte de căsătorie. Mă, nu știu, unii nu știu ce înțeleg prin curăție. Eu tremur când mă sună cineva să mă invite la nuntă, da? Că azi nunților ajuns spectacole, azi nunților ajuns... Nici nu mai știi ce ai. Eu am luat niște jurăminte înainte de unul și nu merg la orice nuntă. Nu vi le spun cu acum. Dar în orice caz, tremur când te sună cineva să poate hai să vin la nuntă, că nu știi. Îi întreb, sunteți curați? Și da, suntem curați. Dar dacă e la mărturisire, te speri și într-o zi prin curăție. Vreau să spun astăzi ceva. Haina albă de la nuntă reprezintă un simbol. Dar simbolul fără fundal nu are valoare. Da? Eu știu că și în lume se poartă haine albe, după ce vrea să la treilea divorț, se poartă alb. Ar trebui să poartă gri și negru. Că oricum inima e pătată și trupul e pătată. Asta e îndemnul meu. Săriți-vă să vă păstrați curați până la căsătorie. Cum spunea cineva, puneți între voi Biblia și masa și Biblia pe masă. Și nu se vă pară rău apoi. Dacă se întâmplă ceva, da, și v-ați pierdut curăția înainte de căsătorie, acum nu zic că Dumnezeu nu poate să iartă, nu poate ierta. Poate ierta. Dar ascultați-mă, e diferența când ai păcătuit și nu ai știut despre Dumnezeu. Și diferența când ți-ai permis să păcătuiești știind cu ce Dumnezeu ai de face. David a fost om după inima lui Dumnezeu. Și patru copii ori murit. Cel mai scump lucru în viață care se plătește cel mai mare la chitanțe, se numește păcat. Știi ce greu e când ți-ai permis păcatul înainte de căsătorie să mai ai încredere în partenerul tău? Știi ce greu? O viață întreagă. Despre regretul de astea vorbim și eu m-aș bucura să o aveți o tineresă fără regret. Ca să prezint o statistică, am în Biblie de mai multă vreme despre doi tineri care s-au căsătorit undeva prin anii 1700 și ceva. S-au numit Max Jax, un ateu convins. Și Jonathan Edwards, un mare predicator din Statele Unite. Unul a luat decizie împreună cu Dumnezeu, altul a luat decizie fără Dumnezeu. Și ca să vedeți ce înseamnă o simplă căsătorie peste generații. Hai să ne uităm în primul rând la ateu. A avut 540 de descendenți, Max, acest om. Din care 310 au murit sărași lipiți pământului, 150 au fost criminali, 7 ucigași, 100 vețivani, jumătate din femei prostituate. Statul a cheltuit cu ei peste un sfert de milion de dolari. Jonathan Edwards, o tinerețe fără regrete, o viață fără regrete.
A avut 1394 de descendenți, din care 13 au fost decan de facultate, 65 profesori universitari, 3 senatori, 30 judecători, 100 avocați, 60 medici, 75 ofițeri, 100 predicatori și misionari. Unul dintre ei a ajuns chiar vicepreședinte al Statelor Unite. O meritat. O decizie. O conferință. Apropo, sper că nu v-ați spus aia. Cum a fost aia? O spun ce aia, nu? Da. Deci sper că a fost nici cald, nici de rece. Apropo de cald și de ce le spuneam, îi spuneam la Alice pe mașină, când am venit de la masă. Și noi știm, potrivit Bibliei, că se împarte, ce bisericile se împarte în trei, da? Reș, locot și cădicei. Așa de deci au ajuns unele biserici încât, asta am pățit-o și eu, încât dacă merge un cădicel la ei, îi considera care ai făcut. Înțelegeți? Așa s-a ajuns. Îi considera care ai făcut, unui 90 din spate. Și am fost la o conferință din Red, eu mă rugam, că așa simțea să mă rog, nu știu, eu când mă rog, mă rog. Deci nu pot să mă rog să mă gândesc la sarmale și la cartofi pai și la shawarma și nu știu la ce. Mă rog. Dar nici ne rugăm. S-a uitat la mine ca și cum, bă, ce cu asta, deci, o pățit ceva? S-a uitat la mine ca și cum aveam febră. Eu am vrut să le dau febră și lor, dar nu prea vreau vorbă febră din asta. Nu am vrut să-i contaminez. Bun. Ați deținut statistica aceasta, da? Atenție la ceaiurile care le veți în viață, pe cine le veți. Urmăriți-vă foarte mult partenerul cum reacționează în situații limite, da? Temperamentul se poate schimba, caracterul se poate schimba. Dar nu știm, coleric, sanguinic, melancolic și... flegmatic. Deci dacă te obișnuiești cu temperamentul lui, e ok. Te să trăiești. Dacă știi că nu te poți obișnui, că el nu-mi tot pasul acesta. Apoi nu faceți căsătorii din milă. Da, mi-e milă și zice, nu, zice, nu lua nimeni, zice, și... l-am luat eu, zice, să rămână singur, zice. Da. Nu vă căsătoriți din milă, că... o fi dezastru. Știu de că știu o căsătorie de milă, în județul Arad. Și din păcatul lui nu mai e milă de astăzi. Ce să mai spun despre căsătorie, că aici am zis de să mai spun câteva lucruri. Să... Dar hai să ne uităm un pic la Samson și atunci ajungem și la căsătorie. Ne uităm la Samson, omul care a avut regret în viață. Și părul rău. Uitați ce spune aici. Zice că Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan unde? Între Torea și Eșteau. Întotdeauna Duhul Domnului e cu tine cât timp ești lângă Dumnezeu. Da? Spunea o fată, zice, frate Cristi, mă duc la ștrand și Duhul mă cercetează la ștrand. Sunt cu mine la ștrand. Ia zic, mă dă și mie o referință biblică din astăzi. Vreau să spun ceva. Eu nu sunt de acord cu ștrandul, pentru că devii o pricină de păcătuire, de păcătuire. Știu că o să mă considerați în gust, eu să vă spun adevărul, pentru că am avut lucrare să spun adevărul, ca Dumnezeu să mă poate apărea în viață când va fi nevoie. Ca să vă demonstrez biblic, pentru că știu că mulți zic, nu-i voia, nu-i voia și nu vă explică. Fetele, trebuie să aveți foarte mare grijă și băieți la lucrurile acestea, pentru că sunt băieți care spun, te iubesc, dar ele nu vă vor pe voi, ele vor trupul vostru. E tragedie să ai un mers la viață. Apoi când mergi și te dezvălești în public, uitați-vă că nu au oamenii bolnavi în Biblie sau oamenii care au fost în păcat să se dezvălească în public, da? Este în Evanghelie unul care își rupea hainele pe el, da? Apropo, știe cineva ce o zis Bathsheba după ce s-a căsătorit când și-a făcut următoarea casă? Casa asta o face fără piscină. Da? Deci, am făcut una cu piscină și nu mai trebuie în viață. Gata, zice, gata. Acum am o paranteză. Când îți lupte cu frații, David. David trebuia să fie la loc în ziua aceea. Și-a căzut un păcat foarte mare. Nu lipsi de la părtășia cu frații. Deci, la biserică e program, tu stai acasă și te uiți la televizor și vei că nu spui să trece de să stai pe internet, da? Frații în spital undeva vizitează sau undeva în închisor, tu stai acasă. Nu lipsi de la luptele astea. David a rămas, mă uit la Ioab, cred că eu zic Ioab la David, zice David, zice David către Ioab, Ioab zice, vă descurcați fără mine, așa e, să trăiești în palate, zice, du-te, du-te acolo pe acoperiș și când ne descurcăm fără tine, zice, du-te și vede acum și-a făcut vecina pe șină, zice, uite-te să vezi, s-a uitat și-a căzut. Și tinereța lui David a fost marcată de regrete, sunt foarte mulți psalmi în care David, dacă vă uitați, și trei lucruri care poți să le pierzi când cazi într-un păcat din ăsta, cu voia. Nu lua de la mine, Duhul Sfânt. Apoi spune în alte versete despre față, atunci întoarce față de la mine.
Dăm iarăși bucuria care? Mântuire. Și poți să pierzi lucrurile astea. E adevărat, David s-o pocăie, David s-o căie. Dar păcatul se plătește când îl faci cu știință, când ai crescut în biserică și știu prea multe cazuri și nu vreau să vă bricoșez. Însă hai să ne uităm un pic la Samson, omul acesta care l-a mișcat Domnul între soriași ăștia, o, da? Apropo, ca să vă demonstrez că Dumnezeu nu merge la ștrang cu nimeni, Psalmul 91. Cel ce stă, unde? Sub ocrotirea celui prea înalt, adică Duhul Domnului cu mine, Cristi, cât timp rămâi în perimetrul lui Dumnezeu, da? Când ai plecat din perimetrul lui Dumnezeu, spune Dumnezeu, tu mergi pe riscul tău. E ca și cum război, da? Și când am citit cărți despre război, mi-a plăcut foarte mult istoria. În momentul când un soldat putea să-și dea pe el și tancul să-l dea dacă vrea. Când ieșea din perimetrul armatei sale, era pus în pericol. La fel e și cu Dumnezeu. Dumnezeu te păzește. Tu ca fată ești păzită, da? Tu ca băiat ești păzit. Dar, dacă stai într-un anumit perimetru și dacă porți armătura care trebuie. Amin. Într-o zi, o zi Samson, mă, e cam plictisat deja la mea biserică, zice, aceleași predicatul, aceleași cântări. Între țurea și ăștia, o zis Samson, e cam plictisat, hai să văd ce mai fac filisteni, da? Și au început, știți, că, știți care era distanța dintre țurea și ăștia și granița filisteni? 8 km. Atât. Întotdeauna distanța între lume și biserică e foarte mică, te disparte o simplă ușă. O simplă ușă, o simplă atitudine. Și-o întrebat frații, mă, dar unde e Samson? De ce nu mai cântă somnul în biserică, nu mai... La judecătorie nu mai găsim, dar mereu era închis acolo, cea closed la căsătorie, dar era închis. Nu mai... Unde e Samson? Pe cap în delegație, zicea la Filistei. Dar azi delegație, mâine delegație, dar ce-o fi mâine de delegație? Ce studiază? Drumul de Filistei, nu? Ce nu mă studiază fetele de Filistei. Nu asta ce deja ai 40. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi patru motive pentru care merită să rămâneți între soraia și ăștia ori. Cum a spus adineață, ca să nu vă plictisesc, nu o să fie foarte multă teorie, o să vă pun câteva experiențe. În primul rând, merită să rămâni între soraia și ăștia ori, pentru că numai acolo se împlinește planul binecuvântării lui Dumnezeu cu tine. Să știți. Când mama și tata v-au adus pe binecuvântare, nu v-au dus la discotecă la binecuvântare și nici într-un bar și nici într-un mall. O dus mama și tata la binecuvântare în biserică și o zis, Doamne, fă din copilul ăsta un predicat, fă din fata asta, fă o fată care poate va fi o fată model, o fată, nu tot model, da? Deci, nu cumva acum cineva zice, mă, fată chestii, dar vreau zice să fie model, nu asta mă refer, dar în tot model, să fie o mărturie, o făgălie aprinsă, da? Un model în sens pozitiv, da? Și părinții voștri și-au dorit. Și unii dintre voi poate i-ați dezamăgit. Vreau să vă spun astăzi ceva, spune în Luca, nu mai deschidem la un moment dat, că fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are un plan pentru fiecare de aici din sală și nimeni nu e de desconsiderat. Că e sărat, că e bogat, că are mai mult sau mai puțin. Toți suntem egali înainte lui Dumnezeu. Amin. Pentru aia m-am rugat azi dimineață să nu apreciați pe oameni pe cât ceea ce au. Apreciați pentru ceea ce sunt. Și fiecare de ce are cel puțin un dar de la Domnul, cel puțin o calitate. Dar într-o zi, tu poți să pierzi această binecuvântare care Dumnezeu are pentru tine, acest plan al binecuvântării, când ieși din perimetrul stabilit de Dumnezeu. Îmi aminte de un băiat din Bihor. Până la 18 nu mergi la biserică și la 18 am zis tatăl către el, zice, e ora 9 fără 10 dimineața, 9 fără un sfert, hai la biserică. Și-a zis, băiatul, tati, vreau să spun ceva de astăzi, mergi tu singur la biserică. Să mă lasă Dumnezeu în pace, și-a zis el. Tatăl lui zice ceva. O să mă rog ca Dumnezeu să mă te lase în pace. Au trecut câteva luni de zile și la un moment dat el lucra la o fabrică unde se încălzeau anumite produse și un fier care se încălzea la 300 de grade a durut pe mâna lui. Jumătate de oră nu a putut să ridice greutate de acolo și a stat cu mâna întinsă jumătate de oră. După jumătate de oră, în inconștient, l-a dus la spital, s-a trezit din operație. Și când s-a trezit mâna lui, era acum până aici. Au trebuit doctorii să-i amputeze. Pentru că oamenii buni, ascultați-mă, cât timp rămâi sub ascultarea părinților și cât timp rămâi adunare și în biserică. Dumnezeu se poate primi planul lui cu tine. Dar, dacă ai rugăciune în spate, la bunicii tăi, la părinții tăi, la străbunicii tăi, vreau să spun ceva, și dacă încerci să fugi de Dumnezeu, Dumnezeu va fi cu vorbele tale. Nu-i mai frumos aici, confortabil, să-i dai viața lui Dumnezeu. Nu mai e frumos aici să stai între niște limite, între soria și ăștia orice, să nu pleci de limitele astea. Ca să nu fii sub puterea demonică. Aici se poate împlini planul lui Dumnezeu cu tine. Și acum să vă spun ceva pozitiv. Uitați-vă la mari oameni ai istoriei.
Eu vă invit foarte mult să citiți cărți. Sunt cărți foarte bune, Omul Ceresc, Mesa de Rugine de Cimii, Max Lucado scrie frumos, scrie frumos Rami Zacharias, scrie frumos Filipiense, John Ortberg. Umpleți-vă timpul, pe lângă Biblie, bineînțeles, pe lângă Biblie. Umpleți-vă timpul și citiți, vă va dezvolta vocabularul, vă va dezvolta, da? Când scrii un SMS, nu o să mai scrii cu capa și cu S, G, da? S, G, T, Z și nu știu ce, da? C, M, F, ce mai fac, da? Deci nu, nu mergi acela. De bun simt, da? Citiți cărți, o să vedeți și pe mine foarte mult mi-a marcat copilăria, nu calculatorul. Calculatorul mi-a explicat copilăria un pic. Dar mi-a marcat copilăria foarte mult cărțile care le-am citit. Și acum, foarte rapid, vă zic două, trei cazuri pozitive. David Livingstone. Și eu citit cartea David Livingstone, O inimă, inima Africii. Domnul să binecuvinteze. Dar să trec cine nu a citit. Da, deci, o 3-4 citit. Puneți mâna citiți. Este o carte extraordinară. David Livingstone, O inimă, inima Africii. Omul acesta, când a fost tânăr, o simțit chemarea lui Dumnezeu pentru Africa. Să nu putea intra în Africa decât ca și explorator geografic. Însă, el vrea să facă misiune, să vorbea aici despre țările cu probleme. O mers în Africa, nu îl rugesc, o trăi pentru Dumnezeu, o lucra pentru Dumnezeu, s-au întors foarte mulți oameni la Dumnezeu, în tuberculoză, probleme în vânt, în frig, în căldură prea mare, în țânțar. Știți cum și-a încheiat omul ăsta viață? Apropo de vise frumoase. La ora 4 dimineața, în coliba lui, din Imala, dintr-un sat, a fost găsit o genunchi. Dacă rămâi de trăia și ăștia ori, Dumnezeu nu ar putea împlini planul lui tine. Au venit engleză și au zis, dați-mă, că e a nostru, că e explorator geografic. Engleză nu știu cei nepocăiți. El a fost, de fapt, numai o titulatură, el a mers pentru misiune. Și ascultați și-o zis africani. Vă dăm corpul lui, dar dați nevoie să luăm inima din corpul lui, să o mormântăm aici. Pentru că inima asta a văzut pentru noi. Un om care a rămas între țurea și ăștia ori, nu ca Samson care a plecat în delegație la Filistei și a murit. O să vă zic la sfârșit cum a murit. Apoi mă gândesc la George Mueller. Care a știut George Mueller? Cine a știut George Mueller? Mai spuză-mă, dacă nu e rușine, să le fie rușine la ea care stau cu mâna jos. Nu vă o să le fie rușine. Domnul să binecuvinteze. Este carte, da? La Pierderea Suferinței, la Suceava, găsiți cartea. Autobiografia lui George Mueller. Extraordinar omul acesta. Apropo de vise, da? De tinerețe fără regret. Când a fost copil, o visat și a avut această viziune de a da de mâncare orfanilor de pe stradă. Și într-o zi a ieșit și a luat orfan de pe stradă și a dus la el acasă și apoi a făcut o frenată, a ajuns, dacă nu greșesc, până la 2000-3000 de copii. Mi-aduc aminte de o experiență extraordinară într-o zi, într-o dimineață, n-ar putea să le dea la copii de mâncare. Efectiv, n-au avut nimic. Eu chemam pe copii la masă și eu zic, rugați-vă pentru masă, dar farfurile erau goale. Farfurile erau goale. Și numai el și cu bucătarii, știi, cu bucătărețele știau că n-au nimic efectiv de mâncare. Dar au zis, Doamne, eu am visat, eu am rămas în plătorea și ești rămas în planul Tău. Eu știu că Tu poți să porți de grijă. Și în timp ce se rugau, eu sunt rugăciunea mai rău un pic, că nu știu, mă n-are nimic să rugeam în foc. Dar în timpul ce se rugau ei, lăptarul satului s-a oprit la poartă. Dacă mi-am aminte bine, și-a stricat căruța și-a zis, nu mai pot să merg mai departe la piață, las tot laptele, zeci de litri de lapte. Și butarul a zis, măi, uite, am să încerc îndemn azi noapte să fac câteva cuptoare. Exact când termină rugăciunea, am intrat după lutarul. Am făcut câteva cuptoare de pâine în plus. Și au zis, da, asta făcui să mănânci. Noi vrea experiență cu Dumnezeu, dar cumva să stăm așa picior peste picior, să nu ieșim. Dragii mei, numai când ieși să faci ceva pentru Dumnezeu, numai atunci ai experiență cu Dumnezeu. Înțelegeți? Eu cred că voi puteți schimba. Eu știu un club. 37 de tineri s-au pocăit într-un singur an. 37 de tineri. Și asta nu acum 30 de ani. Acum 2 ani de zile. 37 de tineri s-au pocăit într-un singur an în Cluj. Din cauza unui grup de studenți care au făcut rugăciuni în biserică, care au mers între ei, au evanghelizat și au fost o lumină și o mărturie. Dacă rămâi în tăria și ești acolo, poți să ai un impact, poți să ai o mărturie extraordinară. Să vă mai zic și apoi închei cu primul punct despre Hudson Taylor. Ce am citit cartea lui Hudson Taylor? Biografia lui Hudson Taylor? Foarte frumos. Dragii mei, puneți mâna și știți cum nu mai vin la nicio conferință că nu citesc cărțile astea. Da? Serios. Deci, ascultați-mă, Biblia nu e fost lăsată ca să avem mărturii pe care să ne ghidăm. Dar din secolul I, când s-a terminat înghierea Bibliei, da? Scrierea Bibliei, până acum, avem foarte multe mărturii ale unor oameni care au trăit cu Dumnezeu și merită să le citim. Sunt cărți extraordinare care puteți să le aveți în bibliotecă să le citiți.
Omul acesta a plecat într-o zi din biserică, din comitet, de la fratele că frați, în China. Nu era nicio pocăit în China. Nicio pocăit. Și toți zice, mă, zice, tu n-ai nicio viziune. Unde vrei să mergi în China acolo? Cine știu să fac chinezii cu tine? Să stea să mănânci orez, cine știu să fac cu tine? Și omul ăsta merge și zice, lăsați-mă în pace, eu mă duc cu Dumnezeu, mă duc cu soția și cu copiii mei. Și acum ascultați-mă ce paradox. Moare soția. La câteva luni după ce ajunge acolo și moare Grace, fată de 9 ani. Nu vă zic detalii ca să știți că. După ce mor aceste două persoane în etaj din viața lui, îi se zică ăștia, măi, întoarce-te înapoi, vreți să-ți ai și cariera, deci, Dumnezeu te-a lovit cu moarte. Știi ce spune omul acesta? Eu când am plecat, eu nu i-am spus Dumnezeu să-mi trească soția, eu nu i-am pus pe Dumnezeu ca să-mi trească copiii. Eu am mers în lucrare pentru Dumnezeu. Și voi sta aici, chiar dacă Dumnezeu să-mi ia toată familia, voi sta aici. La moartea lui, au fost zeci de mii de chinezi pocăiți. Zeci de mii de chinezi care s-au pocăit la creștinism. Merită să trăim între sorii aceștia? Amin. Dragii mei, pentru fiecare de aici Dumnezeu are un plan, ascultați-mă. Știți care va fi Evanghelia mare în ziua judecății? Să-ți fi zis Dumnezeu Hristi. Eu n-am vrut să fi predicator, ci să fi cântăreț. Eu vă dau așa, exemplu de mine, să mă jimesc pe voi pe care m-am. Dar pentru fiecare Dumnezeu are un plan. Și zic Dumnezeu într-un plan, într-o zi, ai pierdut 30 de ani de viață și nu te-am chemat la chestia aia. Eu n-am vrut să fiu un afacerist. Eu n-am vrut să fiu poate nu știu ce. Dau așa exemple. Eu am vrut să fie altceva. Și acum întrebarea se pune, cum pot să-mi identific chemarea? Da? Și asta e întrebarea care o pun tineri foarte des la conferințe. Cum pot să-mi identific chemarea? Întotdeauna Dumnezeu lasă niște calități în fiecare om. Da? Uite-te la calitățile tale care le ai. Da? Mă, nu mă refer la calitățile alea de a pierde timpul și... Și asta e o calitate pentru om. Da? Și ce faci, zice? Scria una, o fată la Facebook, stai să mă gândesc exact cum se zicea. Zicea, este acolo un loc de muncă, da? Ce la buzunarul mamă și al tata lucrez. Și a lucrau ei. Nu, nu mă refer la ocupațiile astea, da? Lăsați-vă de ocupațiile astea. Nu mai lucrați la buzunarul părinților. Că nu-i bine. Dar sunt tine care... Nu, uitați-vă în viața voastră să vedeți ce vă atrage. Poate te atrage un sărac, să-l întinzi mâna la un sărac. Poate te atrage un spital, poate te atrage o închisoare. Poate te atrage să te cânti o cântare în adunare. Oricum vă spun, cântările și predicile nu sunt așa bine plătite de Dumnezeu ca și lucrurile din umbră, din spate care nu se văd. Matei 25. Doamne, când am făcut noi aceste lucruri? Am fost în spital și ați venit să mă vedeți, am fost în închisor și ați venit pe la mine, am fost. Ce înseamnă asta? Ce spune mie asta? Că întotdeauna lucrurile din umbră sunt plătite de Dumnezeu mai bine decât lucrurile care se văd în față, înțelegeți? Pentru aia vă provoc pe fiecare de aici. Faceți cât mai multe lucruri din spate, lucruri din umbră. Faceți cât mai multe lucruri care să nu le vadă oameni, dar Dumnezeu să le noteze în cer. Apoi, în al doilea rând, de ce să rămâi între Torea și Eștaol? Pentru că acolo ai experiențe cu Dumnezeu. Da? Uitați-vă ce experiență frumoasă a avut aici Samson, da? Când Dumnezeu i-a dat apă, Dumnezeu a lucrat prin viața lui. Dar interesant că marele experiențe pe care Samson le-a avut numai între limitele pe care Dumnezeu le-a trasat. N-am găsit decât să zic că Dumnezeu, că în brațele lui Dumnezeu a intervenit de extraordinar, l-a salvat. Nu! A fost pătărâm străin de el. Să vă spun câteva experiențe din viața mea ca să vă motivez un pic. Când am luat bacul, când am dat bacalaureatul, eram în clasa 12 și mă pregăteam pentru Politehnică la Timișoara. A trebuit să fac 6 ore pe zi de matematică zilnic. Uite, unii pleacă deja când aud de matematică și asta și fac, stai niște. A trebuit să pun mâna să învăț, am înțeles că Dumnezeu răspătește hărnicia și nu lenia, da? Și în fiecare zi trebuia să fac un anumit număr de probleme. Era o culegere de 1200 de probleme. La un moment dat mi-am dat seama că am ajuns la... Era luna mai, deja trebuia să dau bacalaureatul și eu nu știam la limba română niciun eseu, niciun rezumat. Nu că n-am vrut să învăț. Efectiv, n-am avut timp, pentru că eram concentrat cu matematică. Și am zis, Doamne, Tu vezi. Am fost sincer cu Domnul. Am zis, Doamne, Tu vezi. M-am concentrat foarte mult pe matematică, pe admitere, pentru că notul de la bac nu prea îmi trebuia. Și Tu poți să lucrezi în dreptul meu, să dai călăuzire ce să învăț la română. Era timpul foarte scurt. M-am culcat într-o noapte și am visat că eram într-o sală. Era sala de limba română oral. Și am visat că atunci când am intrat în sală, pe dreapta erau vreo 70 de bilete albe. Și eu trebuia să trag un bilet. Am întins mâna, asta era în vis, am întins mâna, am tras un bilet. Când l-am deschis, scria că el spune tot ce știi despre harapal. Dar nu vă sună străin. M-am sculat dimineața și m-am gândit, măi, oare de la Domnul Hristos ăsta sau de mulțimea lui Dumnezeu?
problema gândirii la rapar. Deci n-a decât să fie din mulțimea gândurilor. Și am zis, mă, probabil că vede la Domnul. M-am dus și am uitat la rapoarta pe apă și în ziua când am intrat și am dat bacul, am intrat în sală, exact cum a fost în vis. În dreapta erau biletele, am întins mâna și când am deschis biletul, vă dați seama că era halapar, că vă spuneam experiență. Era cum să-i fost la experiență. Scria pe bilet exact, spune tot ce știi despre halapar. Am simțit în momentul acela când Dumnezeu vine peste mine, a fost ca o zi extraordinară, o zi glorioasă. Am spus tot ce aș vrea despre halapar, am primit nota 10, am plecat în hală din sală și am zis, Doamne, să mulțumesc. Slăviți să fie Domnul. Vă spun asta ca să vă motivez și pe voi să vă spun că se poate avea experiență cu Dumnezeu. Apoi trebuia să vin eu la limba engleză. Limba engleză nu prea am plăcut mie engleză. Acum lucrez în limba engleză pentru că așa e la serviciu, am învățat de timp limba engleză, dar atunci eram cam praf cu engleză. Da, și la engleză, la oral, la fel, transpiram pe hol. Întrebam pe cei care știau, ce te pus să vorbesc, ce despre scoși și zice. Eu nu știam nici în română să vorbesc despre scoși, cum să mai știi să vorbesc în engleză despre scoși. M-am tot uitat, m-am tot gândit despre, pe altul zis să vorbesc despre filme. Eu n-am avut vreo, n-am avut televizor, n-am avut, nu știam filme, nu știam niciun star, deci nu știam nimic. Și am zis, Doamne, mai fă-te rugă minune. Și zice, stăteam pe hol, mi-a venit rândul să intru, așa te desmerit din treaba atunci, am zis, deci nu mai trebuie nici, nimic nu mai trebuie atunci. Am zis, Doamne, dacă tu faci minunea astăzi, chiar mă pocăiesc, așa cu toate ei. Știți sentimentele alea, da? Deci cel mai mare rugăciun știți când sunt în biserică, cel mai glorioasă rugăciun. În sesiune, iau bisericii de foc. La sesiune, tot o roagă cu lacrimi și cu strigăte mari. Am intrat în sală și am tras un bilet. Și scria, vorbește despre familia ta. A fost nouă frază la părinți, am avut ce să vorbesc. Da? Am luat fiecare pe rând, am zis cum e cheamă, pe țările au. Și a zis, profesoara zice, tu ești cea mai mare în familie, așa? Și am zis, da. Zice, măi, e cea mai mare, trebuie să fie un model. Și am zis, da, sigur, trebuie să fie un foarte mare model. Și că uite, îți dau nota 10 ca să fii mezi cu model. Am mers acasă și am zis, Doamne, să mulțumesc. Încă o dată Dumnezeu a fost cu mine. Urma apoi să intru la facultate, la Politehnică, la Timișoara, erau două sesiuni. 12 probleme în prima sesiune, 12 probleme în a doua. Prima era algebră, a doua era trigonometrie, da? Noi nu vorbim pe engleză asta. Ce este română, să rog. Vă sună cunoscut un pic, da? Algebră și trigonometrie, da? Da. Și la prima probă, 12 probleme, la a doua probă, 12 probleme. Am studiat să văd în ceilalți ani, din astea 24 de probleme, cam câte probleme aveai voie să crească. În tot timpul ne gândim, da, cum putem cădea, să vedem cumva să... Și mă tot uitam să văd cam cât puteam să cad. Dacă vedeai 4 probleme, da? 2 sau 3, 1, nu mai intrai. Și părinții mi-au spus, dacă nu intri la fără taxă, nu aveai cu ce să te ține. M-am dus în câteva ori, am zis, măi, am făcut culeța de 3 ori, de 3 ori și un om m-a promis că chiar și lucrurile ce Dumnezeu mi-a vorbit, dacă îți faci parte, eu te voi ajuta. M-am dus în câteva ori, nu s-a înfrutat. Când vol la primul examen, am avut 3 probleme. Am venit acasă, nu vă spun, deci distrus am venit acasă și am zis, Doamne, dacă eu mâine greșesc o singură problemă, eu nu mai văd Timișoara. Pe la 12 începeam să iau de noi, deci am început să iau tot trecutul de la zero, am zis, Doamne, deci dacă mă scap de aici, chiar că... A doua zi am venit la Timișoara la probă, aveam probă de trigonometrie. M-am uitat pe schiță, m-am uitat pe probleme, le-am făcut, le-am rezolvat. Și am ajuns în față la rând, unde se corectau. Știți cum era la părți care foarte simplu, puneam exact ca la judecată. Se punea grila lor, este grila noastră, da? Era să strâng grila, dar nu era de asta grila în aia, cu toate aur, da? Nu-i placă nouă, nu, era grila grea. Se punea și mi-a dat seama cât i-ai făcut greșit și câte nu. În fața mea au format de 5, 6, 7. Rar câte un 8. Mai câte un 4, mai câte un 3, câte un 5. Și am zis, Doamne, mai fă o minună în viața mea. Și Dumnezeu a făcut o minună. L-a pus grila peste problemele mele. Toate problemele erau bune. Slăviți să fie Domnul. Amin. Am mers acasă, am mers afară din facultate și toată lumea m-a așteptat la ușă. Și am zis, tati, am luat 10, hai să mâncăm ceva. Și am văzut și-am postat. Am văzut Cristiunul meu. Mare lucru de ești în viață să ai post ăsta. Și lucru ce? Să ai părinți care să te susțin. Am înțeles că am avut biruință, nu că am învățat eu. Dumnezeu vreau să-mi iau o lecție.
nu te încrede mult în tine, că totul și eu sunt în control. Dar uite-te un pic și în spate la părinții care se roagă pentru fii. Dacă sunt ceva astăzi, știi ce spune Abraham, nu pot ce a fost președinte. Dacă sunt ceva astăzi, sunt datorită rugăciunilor mele. Și Iacob, cum am un pastor al lui Iisus, spus așa, și drumul meu de merge către stea, e ca prins în rugă, cine? Nu știu care sunt timpul zboară, nu știu ce experiență să vă mai spun, să mă urmă. Vă mai spun încă una cu schimbarea locului de muncă. Trebuia să trec de la o firmă, de la firma pe atrasă, de la lucrat, la firma Gravitant, unde lucrez acum și am tot gândit ce să fac. Salariul era la fel la Moldova. Am înțeles că aici poate fi ori un plan al Domnului, ori un plan al diavolului și am zis, Doamne, dă-mi lumină. M-am pus cu soția să mă rog, eram la câteva zile după căsătorie. M-am pus pe genunchi, că am făcut două blete cu, da, cu Gravitant, cu Piatras, cu Tătajul în sport, am zis că ne rugăm Tătajul în sport, să vedem. M-am pus pe genunchi, ne-a rugat și în timp ce ne rugam, am observat, am văzut în vedenie, foarte rar am spus că Dumnezeu a făcut ceva, am văzut Piatras, Gravitant și o săgeată, care e indicată că se trebuie la Piatras, la Gravitant. M-am scurit pe genunchi și fără să-i pun soție nimic, am continuat Tătajul în sport și bineînțeles că a ieșit firma Gravitant în care lucrez acum. N-am înțeles atunci de ce. Vreau să spun că harul care de demnul lat este să lucrez de acasă și am înțeles că atunci acelea perioadă în care am început să predic mai des și eram chemat într-o parte și în alta. Și dacă aș fi continuat să lucrez la Piatra și n-aș fi putut să onorez foarte mare parte din invitație. Dumnezeu a văzut în timp, am vrut să ne mutăm la Deva, asta e altă experiență, nu mai e în Dunia. Însă știți ce am vrut să vă spun astăzi? Dacă rămâi de țuriași și Saul, ai experiență cu Dumnezeu. Amin. M-aș bucura că fiecare din voi să aveți experiențe, dar vreau să spun ceva, dacă m-ar pune cineva pistolul la cap astăzi. Mai mult decât ce știu din Biblie, mai mult decât ce știu despre înaintașii noștri, ce știu din cărți sau cântări de fel de când, cea mai mare stabilitate în viața va e faptul că ai avut experiențe în Dumnezeu. Îți dau un exemplu. De exemplu, la 5 ani după căsătorie, poate ai o mică cădere, poate te-ai certat cu soția, poate a fost o problemă în familie, poate... sau dacă ai experiență cu Dumnezeu, știi unde să te întorci în spate, da? Și mă, de acolo am avut, deci Dumnezeu chiar am avut experiență cu Domnul, n-are cum să fie un fals pocăința mea. Dar dacă nu le ai, unde te întorci? Dacă te căsătorești și trebuie să te luci pentru ceva și tu nu știi, Dumnezeu mă ascultă sau nu mă ascultă? E foarte greu, înțelegeți. În al treilea de mâine, de ce mi-ar trebui să rămâi tețoreașii ăștia ori? Pentru că acolo ești ferit de alegeri greșite. Sunt convins că Samson, tețoreașii ăștia ori, n-ar fi ales potalile toată viața. Sunt convins de asta. O venit acasă într-o zi și o zis, mami, ia mă, căci îmi place, tati, ia mă, căci îmi place. Și oricum, mama și-a întrebat, unde cântă? La cor, la sopran, la alt? Și stai, zice că nu cântă la nimic, de ce? Mă, la foarte ce cântă. La rest nu știe să cântă. Ea e la filisteni, zice. Măi, dar n-ai găsit la noi în biserică, în Lobric, în Bisis, a ales aici în biserică. Nu, tati, nu, eu nu mă la ceva mă uit, eu mă uit să văd cât e topurile, cum îi stă, ce v-a spus azi dimineață, dar pentru noastră zice, pentru mine asta e singurul principiu. Nu contează dacă să roare, ca aici la altă. Zero ori, zis, șansul. Dragii mei, mi-aduc aminte de căsătoria mea, foarte pe scurt vă spun, asta spun în special pentru băieți și pentru fete, să știți cum să procedați. Băieții, o să fiți datori față de mine, după ce vă spun lucrurile astea. Dar slavă Domnului, că numai așa o să puteți nimeni fete frumoase și pocăite. Frumoase și pocăite. Frumoase, unde rog la prima frumoasă? Frumoase și ale de la Hollywood. Sau șapte divorțuri, nu le în spate. Nu le mai invidiați. Nu le mai invidiați, ce se vede în scenă, e numai partea aia când și filmează. Actorie. Dar viața lor din spate e dezastru. Calculatorul sofrilor mei s-a virusat și trebuie să nu se facă de virusare, da? Și am ajuns la ei în familie. Am început să-i cunosc familia. Acum nu zic că tot o să vă căsătoriți prin niște virus de computer, da? Vă puneți acum și vi dați virus la fete și apoi mergeți să le duceați computer. Vă rog să vă luați ce pozitiv de la conferința asta. Nu spuneți că ați venit din învățat, că apoi ajung pe la comunitate și nu prea vreau. Stau la computer de la... Am destul de tare. Și am mers și am investit la acest computer. Apoi am început să vorbesc un pic cu viitoarea soție. Mi-a dat greu numărul, după două, trei săptămâni, foarte greu, mi-a numărul de telefon. Vreau să spun ce am făcut și aici, pentru asta, să mă mărturia ca să vedeți
Acum am ajuns să ies cu ea în oraș. Da. I-am zis, dragă, uite, vine să mă duc și am căutat să găsesc, am bătut tot arabul să găsesc un restaurant unde nu se fumează, unde nu se bea, să fie un local unde să fie, dacă se poate, chiar o creștin, sau cel puțin să fie un local frumos. Am găsit, am programat, am căutat buchete, da, tot felul să fie, nu, să fie ca și o primă întâlnire. Dar vă rog să vedeți ce am făcut la prima întâlnire. Am zis, crime. Nu vreau să ies cu tine în oraș până nu vorbesc cu părinții tăi. Nu vreau să ies cu tine în oraș până nu vorbesc cu părinții tăi. Eu am fost 3 ani de zile și m-am rugat și nu vreau să dau un pic și să ieși afară, da? Așa, mai nou, dar zice, dau un pic și te vedem la colț. Și am acasă două fete și dacă o să vină unul din astea care îi dau un bip, o să ies eu cu puta de baseball. Vă spun foarte sincer asta, poate voi ați zâmbit, dar eu nu v-ați spus să râdeți. Dar asta chiar o să fac. Deci o să ies cu puta de baseball. Deci nu așa să faci. După ce am găsit fata 20 de ani, zice, dar îmi dau un bip și tu ieși cu ea în oraș, da? Nu. Am început să-mi fac, da, să mă gândeam cum să-mi pregătesc eseul, să le spun la viitorii părinți, cum să îi spun. Domnul a făcut un lucru foarte mare, tata nu a fost acasă în ziua aceea, am scăpat, deci era mai greu. Așa am crezut eu, dar m-am dat seama că mai greu era cu mama, de fapt. A rămas cu mama, m-a uitat în casă frumos, i-am spus, uite, sora Lidia, am un scop sincer pentru fata dumneavoastră, respect foarte mult. Vrem să ieșim să ne cunoaștem, nu avem alte gânduri. Și dacă Dumnezeu v-am gândui și ne vom cunoaște și ne vom aprecia unul pe altul, ieșim în acest scop al căsătoriei. Acum eu, slavă, ești foarte frumos, am spus atunci, aia era mai greu acolo. Cu schimbarea la față, pe 3-4 ori. Bineînțeles, a stat în picioare, n-a stat pe scaun, pe celul peste picioare și să văd cu uitarea sa. Am ieșit în oraș, tot a fost bine, da? După 3 luni am cerut de la Victorii Sofri. Însă vreau să spun ceva, eu în ziua aceea am câștigat, când am ieșit pe natură. Nu în oraș, ci acasă. Atunci am câștigat. Peste anul am asta această amintire frumoasă. Și sper ca și cu copiii mei să se întâmplă. Nu mai e la modă lucrurile astea. Nu mai este la modă. Ascultați-mă, dragii mei. Băieți. Mergeți și vorbiți cu data ei. Să vă aprecieze foarte mult. Mergeți și vorbiți cu mama ea. Cu mama ei, da. Dar nu după 5 luni după cealaltă și de la da. Ce să mai vă la coșa. Până început, frumos, vorbiți. Se va vedea lucrul ăsta în viață și va fi ca o binecuvântare. La noi la Londra nu a fost ca și cum la alte nu, da, iar mama nu a vrut, sau că nu a nu a fost pace și liniște, pentru că am început cu Dumnezeu. Am început cu Dumnezeu. Și astăzi continuăm cu Dumnezeu. Amin. Așa. Nu vreau să vă zic cazuri negative, nu plac cazuri negative prea multe, însă nu uitați de recapiți, da, în Ieremia, să vorbesc despre recapiți. Oamenii aceștia au fost feriți de alegeri greșite pentru că au ascultat de Dumnezeu. Știți cum se cheie ultimul verset din Ieremia, din acel capitol? Spunerea recabiților pentru că au ascultat de părinți, pentru că au rămas în ascultare și de mine, nu vor fi lipsiți, nu vor fi lipsiți de urmași până astăzi. Dar eu știu că de voi nu vă place ce vorbesc eu, că voi sunteți la părinții mei acasă și la soptul. Reveniți un pic, la cu mărturia. Astăzi în Ierihon sunt urmași ai recabiților, pentru că oamenii aceia vor asculta de Dumnezeu și asculta de părinților. În ultimul rând vreau să vă spun că merită să rămâni între Țoreia și Eștaol, pentru că doar acolo poți să avea un final frumos. Doar între Țoreia și Eștaol poți să avea un final frumos. Mă întorc un pic încă am pierdut o mărturie care neapărat am vrut să vă spun despre unul din prietenii mei din Arad. Asta ca să vedeți ce înseamnă să alegi, să nu pleci pe altă ceea ce se vede, dar ce să alegi și pe omul ascuns al inimii. Băiatul acesta a fost abandonat la facultatea din Iași, din județul Iași, la maternitatea din Iași, la câteva zile după naștere. A fost încheiat apoi de asistent, apoi a fost dus la un ferinat. La orfanatul acela și-au bătut joc băieții și fetele de el și erau în chin acolo, era ca și în iad. Îl puneau să sară de la etaj, au zis, imaginați-vă că jos este o piscină, că este apă și să ia și să stupea câte o mână, câte o picior și băteau joc de el în ultimul hal. Însă la 18 ani, dragii mei, omul acesta a fost chemat de director la în cancelarie, la orfanat și a spus directorul așa,
Te-am chemat să spun că doar până la 18 ani, statul român dă bani pentru întreținerea voastră. Ai deja 18 ani. Fă-ți bagajul, acele câteva haine care le ai și pleci. Băiatul acesta a fost șocat, pentru că, fiind un copil orfan, unde se merge? Unde ați merge voi acum de dată? N-ați avea casă sau mașină? N-ați avea unde să mergeți? Și-a împachetat câteva haine și a făcut un gest extraordinar, a ieșit pe ușă și a pus bucceaua cu câteva haine jos, plăsuța, a ridicat ochii spre cer și a zis, Doamne, nu știu unde cum mai voi merge. Comuniștii mi-au zis că nu există. Am fost învățat în orfelinea că nu există. Dar vreau să mă încredințez viitorul meu în mâna ta și dacă există, călăuzește-mă. Nu știa dacă rugăciunea a fost ascultată sau nu a fost ascultată. Însă acest băiat vreau să vă spun că a ajuns într-o zi în Arad, s-a angajat la o bucătărie și la un moment dat a mers să-și caute părinții și a spus la patronul de la bucătărie și a zis, Domnule, vă rog frumos, nu angajați pe nimeni până vine eu înapoi. Vreau să-mi caut părinții. A mers în Iași, cale de o zi a mers pe jos, pe niște sate, nu avea cu ce să meargă. A fost și copii cu zâmbic, o ursă sau ce cărbăruță, ca să se ajungă mai repede. Avea pe buletin și știa adresa și a vrut să vadă dacă părinții mai primesc. A ajuns în sat și, la un moment dat, a ajuns la primărie. A întrebat chiar pe doi bătrânei, nu știau că spune ce lui aia, de fapt. Unde e primăria din sat? A ajuns la primărie și acolo a zis către funcționar, vă rog frumos, căutați numele meu în arhivele primăriei, în arhivele care sunt aici în sat. Și au zis, da. În momentul când i-au găsit numele, funcționarul a albit la față. O zis, Domnule, scrie aici că sunteți mort. Și au zis, da, azi sunt mortut mort, dar Dumnezeu m-a putut viu. Și au găsit părinții și părinții au spus, nu vrem, nu avem nevoie de tine. Dacă aveam fi avut nevoie de tine, te-am fi luat cu poncea. Deci poți să pleci de unde vine. A plecat necăjuit. Dumnezeu vreau să spun că dacă ești trezorii aceștia ori, are pentru tine niște alegeri foarte frumoase și foarte binecuvântate. Au ajuns în Arad și niște tineri din biserica noastră din Arad, unde am fost până acum un an jumate, au ajuns să lucreze în construcții și l-au întâlnit cumva și pe acest băiat, l-au chemat în construcții împreună cu el, cu ei. Și vreau să spun că în timp ce gletul era pus pe pereți, în timp ce se zugrăvia acolo casa respectivă, oamenii aceștia îi modelau și inima prin Cuvântul lui Dumnezeu. Au intrat în contact cu Evanghelia și omul ăsta s-a transformat. Au avut loc nașterea din nou, apoi a avut loc botezul, au intrat într-o zi pe culoare în biserică. Nu i-au făcut poze lui așa mult, că nu prea știau nimeni. Nu i-au dat lui așa multe flori ca la alții. Însă ceva interesant și aici, să ajung după botez, au mers la o fată din biserică. Acum gândiți-vă voi că și fetele să se gândească, dar vine la tine unul care n-are nimic, stă în chirie, e orfan, părinții l-au abandonat, au crescut în orfelinar, l-au crescut într-o școală cu renume. Ce ai face ca fată? Ce ai zice? Și băiatul ăsta a zis către viitorul lui soție, uite, am vrea să ne cunoaștem. Ai vrea să avem o relație și să ne cunoaștem și apoi să ne căsătorim? Și fata a zis, mă rog, și după ce s-a rugat, i-a dat răspuns, da, a zis, vrei să ne cunoaștem. S-au căsătorit. Și astăzi au 8 copilași. Ce sunt oameni fericiți. Poate întrebați, zice, mă, ce le trebuie de opru și la aștept? Un om care a fost refuzat odată în viață, știi ce înseamnă să refuz copiii? Din banii care voi ați cumpăra cărți, mă le băt în chirie. Domnul să vă binecuvânteze. Și cheltuielile la pe unde stau. Nu stau în condiții mari și frumoase, extraordinare. Domnul Putrean a primit o mașină în numele Domnului. Dar știi ce am văzut la ei? Că sunt fericiți. Și ce am înțeles în viață? Că nu ai nevoie de mult ca să fii fericit. Ai nevoie doar de Dumnezeu. Spunem Psalmul 23, ultimul verset, fericirea și... Dragii mei, se spune aici, azi mi-ați spus fericire, foarte bune gânduri. Oamenii vor fericire în viață, dar fără Dumnezeu nu există. Fericire fără mila lui Dumnezeu nu există. Nu există, știți. Și în ultimul rând, pentru că a spus că vreau să vă spun ultimul punct, merită să rămâi trezoria și eșteaul, pentru că acolo poți avea un final frumos. Știe cineva cum a sfârșit Samson? Judecători? 16. Cred că merită să deschidem împreună să vedeți. N-ar fi trebuit să sfârșească așa niciodată. Un împărat n-ar trebui să sfârșească în brațele dușmanilor. Deci în pierdința lor. Nici cu ochii scoși. Dar la ochiul greșit, pentru aia au spus ochii.
că ochiul greșit prima dată. 16:31. 30. Samson a zis să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea, a căzut peste domnitor casa. Și 31. Frații lui și toată casa tatălui său ce-au făcut? S-au coborât. Asta îmi spune mie că Samson a fost singur la filisteni. Tata și frații au rămas în biserică, pentru tureași niște ori. Și într-o zi mai să luăm cu mâncă acolo. Și vă rog frumos să fiți atenți. Poate cel mai important verset din cartea judecător. Când s-au suit înapoi, unde l-au îngropat? L-a îngropat între Țorea și Eștaol, în mormântul tatălui său, Manoah. Și crezi că la mormântarea lui, păstorii nu prea știau ce să predice. Nu prea știau predicatorul ce să predice. Cântăriții nu prea știau ce să cântă. Că omul ăsta a fost într-o zi în biserică și a zis, mă, hai să-i facem mormântarea tot în biserică, că... Dar ar fi trebuit să vină, nu între patru scânduri să-mi spun acasă, ar fi trebuit să vină acasă, pe picioarele lui, cu pocăință, să zică, Doamne, primește-o și pe mine, că am greșit foarte mult. Dar, dragii mei, astăzi vreau să vă spun că în viață deciziile care le te vor duce la regret. Ochi scoși și legați în lanțuri. Uitați-vă la finalul altor oameni din Biblie. Uitați-vă la Dima. Ce spune acolo? Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit și s-a dus unde? La Tesalonic. Uitați-vă la Gehazi. Omul acesta, într-o zi, a plecat de la Elisei plin de lepră. Și Naaman, un ateu, pleacă vindecat de lepră. Și un om care umblă cu proroci, asta mă mișcă pe mine, că pot să fiu între cei mai mari păstori din țară. Pot să umblu cu cei mai mari cântăreți din țară. Pot să umblu cu cei mai mari proroci din țară. Și într-o zi, să plec din fața de Dumnezeu, să ajung în iad cumva. Doamne, ai milă de noi. Frații și surori, pe Dima nu l-a mântuit, dragi tineri, nu l-a mântuit pe Dima faptul că umbla cu Pavel. Pe Lot nu l-a salvat. Și nici pe soția lui faptul că umbla cu Avram. Apropo, despre Avram am găsit nici altare în Dumnezeu, despre lui n-am găsit niciun. Dar au zis că omul dacă omul cu un cash, o zice, e bine. E bine. De aceea vă provoc astăzi să vă gândiți un pic la finalul vostru. Să vă gândiți un pic, v-ați gândit un pic la ultima zi din viața voastră. L-am întrebat pe un tânăr, ce o să faci în ultima zi din viață? Știți ce mi-a zis? O să pară așa spiritual, sau la cămașă, la costum, zice, o să mă rog 8 ore, zice. Va fi serios, mă, mai spune minciun. Acum te rogi 3 minute, cum să te rogi 8 ore? Știți ce veți face voi și eu în ultima zi din viață? Știe cineva? Ce facem astăzi? Aia facem și ultima zi din viață. Că ultima zi din viață poate să fie exact acum, exact astăzi. Ultima zi din viață poate să fie mâine. Gândește-te, unde te va prinde răpirea într-o zi? Te va lua dintr-o discotecă sau din fața unui film? Sau te va lua poate tine știi de pe unde? Nu. Mă duc aminte de fratele Verghele, un proroc foarte bun din județ oral. Acum cu 3 ani de zile, în luna ianuarie, Dumnezeu a spus așa, bărbatule, continuă să lucrez și pentru mine în vie. Continuă să lucrez și pentru mine. Că și te voi lua din arie, adică din timpul lucrului. Știți cum a murit bărbatul acesta? Undeva la 78 de ani. La biserica Horeb din orarea s-a ridicat la mor, exact cum am ridicat eu. Și când s-a ridicat, o să ține voia să te pună jos și a murit. Te voi lua din arie. Ce frumos spune Dumnezeu, măi. Nu zice te va lua cineva din, nu știu cine te ia. Diavolul sau Dumnezeu. Te voi lua, zice, eu te voi lua din arie, din lucrul meu. Ce minune, ce frumos. Vă amintesc ceea ce spunea Jonathan Edwards. Așa vreau să-mi trăiesc viața, încât în ultimile 5 minute din viață să nu-mi pară rău de nimic din viața mea. Vreau să spun o întrebare foarte sinceră astăzi. Există în momentul ăsta ceva ce îți pare rău din viață? Ai încercat să repari acest lucru? Ai încercat să repari acest trecut al tău? Sau a tot amânci și zici, lasă că într-o zi îl voi repara. E prea trebuie să-l face. O spus Jim Elliot. Aș fi mă gândesc istoria lui. Scărțile foarte frumoase al lui Elizabeth Elliot, soția care a rămas păduvă. Pasiune și puritate. Prin porțile splendorii și umbra celui tot puternic. Vă recomand să le citiți. I-a murit soțul când ea era însărcinată cu primul copil. Știți cum a murit Jim Elliot? Cu săgeți înfipt în inimă la tribul Auca, un trib de canibal în America de Sud. Dar ascultați ce a spus omul acesta în viață și nu știa că o să moare undeva la 30 ceva de ani în spate. Știți ce a spus omul acesta? Așa vreau să trăiesc viața încât atunci când trebuie să mor să n-am altceva de făcut. Repet. E foarte extraordinar. Foarte interesant pe maxima asta. Așa vreau să-mi trăiesc viața ca atunci când trebuie să mor,
să n-am altceva de făcut. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, vreau să vă provoc să mai facem o rugăciune. Uitați-vă la Evrei 13:7. E adevărat, eu apreciez, eu mă bucur de cei care se botează, mă bucur de cei care se botează cu Duhul Sfânt, mă bucur de cei care umblă cu Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Diavolul te va urmări toată viața să te atragă în păcat. Pentru că cea mai importantă zi din viața unui om, e viața, e ultima zi din viață. Cum își încheie viața? Și ultima zi va fi, de fapt, o medie aritmetică, aș putea spune, a celorlalte zile. Scrieți cu mine la Evrei, capitolul 13:6. Și nu mai lipsiți de la mormântările celor urmăstări din biserică. Vă rog frumos. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare la ce? Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Uitați-vă dacă au murit în Domnul, uitați-vă dacă au murit în credință și a spus apostolul, urmați-le credința, călcați părintele. Apropo de încheiere, pentru că cred că Dumnezeu va vorbi de sol, ar vrea să putem împlini ceea ce am vorbit. O să vreau să vă dați cu o mărturie. General. Familie din 10 copii, în Statele Unite ale Americii, cea mai mică din familie. La un moment dat, eu spus mamei ei, zice, mamei, te rog frumos să mă lași în pace cu școala duminicală și cu cântările și cu corul și cu tot ce aveți voi în biserică. Eu vreau să-mi trăiesc viața mea. Să-mi trăiesc viața mea. Zic, mama, plângând, dacă vreau să-ți trăiesc viața mea, nu pot să mă pun în moșă. N-am ce să fac. Și fata aceasta, undeva pe la 16 ani, împreună cu prietenul ei, cu care trăia pe ascuns din lume, o fugit de acasă. O plecat din trisoria aceștia. O plecat cu tinerețe plină de regret. 6 ani a stat cu prietenul ei, după care s-au despărțit. Pentru că, ascultați-mă, căsătoriile fără Dumnezeu nu rezistă într-o lume care trăim noi acum. Nici un caz nu rezistă. În 1998, fata aceasta ajunge în New York. Singură să-și facă ea viața cum credea ea. Dar era roaba alcoolului, era roaba tutunului și era roaba a drogurilor pe care le lua. În 1998, o găsește un inginer în fața blocului, într-o comă alcoolică profundă. O ia de acolo, duce la el în apartament, îi dă haine, îi spune să facă baie, îi spune să verifice un pic viața, dar tot fără Dumnezeu. Și o angajează la cele care au fost cele două turnuri, World Trade Center. În 11 septembrie 2001, voi știți data asta, și știți toată istoria, da? Undeva după ora 8 ajunge la birou, ceea ce vă spun poate fi verificat în cărțile lui Jim Cimbala, pastor din America. Ajunge la birou, își bea cafea, o credea că va fi o zi obișnuită, fără Dumnezeu, afară din dătoria și ăștia ori, și când se apropia de ora 9, în timp ce toți își începeau să vândă computerele, să înceapă să lucreze, primul avion lovește turnul de lângă ei. Oamenii au intrat în panică, oamenii au zis ce să facem. În următoarea jumătate de oră, al doilea avion a lovit turnul în care erau ei cu câteva zeci de etaje mai sus. Ea era la etajul 64. Toată lumea panicată a început să coboare. Etajul 63, 40. 30, 25, 15. Și a ajuns la etajul 13. Și în momentul când a ajuns la etajul 13, s-au prăbușit toate etajele și toate blocurile și la două. A fost prins sub o balustradă, părul și piciorul drept au fost prins. A ajuns în stări de leșin și din stările de leșin trecea când își revenea, când trecea în stări de leșin. Dar atunci când revenea, s-a gândit la ce a pierdut în viață. La Țăruia și Ștăol, la școala duminicală, la casa părintească și la biserică. Și ascultați care au fost rugăciunea ei. Doamne, dă-mi doar o șansă și promit că voi face ceea ce dorești Tu de astăzi. După 27 de ore, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu a avut milă de ea și cineva a găsit-o. Un pompier pe nume Paul a găsit-o.
Când s-au terminat de făcut statisticile, s-au descoperit 19.858 de bucăți din corpuri moarte. 2.819 morți. Iar ea a fost ultimul supraviețuitor a ceea ce a fost rodat World Trade Center. A fost dus la spital, a fost internat acolo, au încercat să-l caute pe acel pompier pe nume Paul, nu l-au găsit niciun. Iar și astăzi stă că a fost un înger trimis de Dumnezeu special pentru el. Dragii mei, în 7 noiembrie 2002, fata asta se botează și se căsătorește. Se desparte de prietenul ei cu care trăia cu un cubinaș și spune, nu știu ce vreau de la viața asta. Dar eu vreau să am o altfel de viață. Eu vreau să mă întorc. Vreau să mă întorc la Dumnezeu pe care l-am cunoscut în copilăria mea. Vreau să vă spun că fata aceasta, după ce se botează, își vizitează părinții. Și părinții o primesc acasă cu brațele deschise. Aș vrea, în încheierea acestui timp de predică, să vă uitați un pic la viața voastră, dragi. Cuvintele mele au fost simple. Cuvintele mele au fost de la Domnul. Poate le veți lua cu greutate, poate le veți lua cu ușurătate, dar știu un lucru, că în ziua judecăților veți întâlni cu asta. Nu vreau să vă zic că dacă veți pleca de aici și veți lua calea lumii, Dumnezeu va gândui și pentru voi o altă șansă. Vreau să vă zic însă ceva. Că atunci când m-am predat Domnului la un balcon, la 14 ani am cântat cântarea care vreau să cânt acum cu voi. Și cântarea spune, Iisus, iar meu tovară, spun de când. Vizori din Erez. Mie mă ajut. Haideți să ne ridicăm în picioare. N-așteptau un spital, n-așteptau alte conferințe. Că poate nu mai ajungi pe care nu mi-ai zis. Uită-te la viața ta, poate pleca din tăturile aceștia și ești pe cale să faci o căsătorie greșită. Ești pe cale să pui sentimentele înaintea principiilor în căsătorie. Ești pe cale să alegi după cum alegi colegi, după cum ai văzut în film. Dar eu te chem astăzi să alegi, cum spune Biblia. Să vii din nou acasă. Haideți să cântăm cântarea asta și vă rog frumos să vă gândiți la versuri. Cântarea aceasta a fost scrisă cu greu. L-au schimbat mii de oameni. Și vreau să vă schimbe și pe voi. Iisus e al meu, tovară sunt.
Dar nu să mai fac o întrebare. Nu să mai cred o frază, dar dacă este cineva care poate pentru mesajul de azi dimineață nu a avut deschidere, dar poate acum să Dumnezeu i-a vorbit prin cântare, prin predică. Simte că are nevoie de o schimbare, de hotărâri noi, de a rămâne între țăreașii ăștia, de a face alegeri bune. De a-și mărturisi vina și de a lua hotărâri noi. Rău să ridici o mână înainte de Dumnezeu. Și rog Dumnezeu să binecuvinteze fiecare mână care s-a ridicat și la fete și la băieți. Lăsați-mă rugăciune, nu doar pentru ei, ci și pentru voi. Conferința de astăzi să rămâne ca o aducere aminte pentru fiecare de aici. Când păcatul vă abate la forță, să nu uitați că ați venit în față, ați ridicat o mână, că ați luat decizii noi. Închei cu un lucru extraordinar care mi s-a întâmplat, dar puțin timp după botez. Am început să cred că pot să mă joc cu Dumnezeu și o să reproceseam o primară în viața de Hristie. Ai îmbrăcat haina albă, nu îmbrăcut pe alun de zile și ai început să-ți o botez. Și-a spus Duhul Sfânt așa, nu te juca că haina cu o altă haină, nu ți se va mai da. Nu știu câți vreți ați făcut botezul și câți n-ați făcut botezul. Dar ascultați-mă, nu știu dacă mai fi o altă conferință sau o altă haină sau un alt privești mai bun. De aceea vreau să intrăm într-o rugăciune sinceră. Eu cred că astăzi Dumnezeu m-a credințat, s-au salvat vieți de la ea. Eu cred că astăzi s-au salvat însătorii care se puteau face greșit. Eu cred că astăzi s-au scris numele în carte vieții. Cred că merită să facem o rugăciune din toată inima. Ați auzit astăzi mărturii care vă pot spune că se poate trăi și altfel. Care vă pot spune că poți rămâne cu Dumnezeu frumos până la final. Repet, nu trebuie să trăiești frumos, ca să trăiești frumos. Iisus Hristos a trăit numai 36 de ani jumate. Îmi aduc aminte când am pins brațele pentru noi pe cruce și ultimul strigăt a fost cala. Adică s-a sfârșit, dacă ala mai înseamnă ceva. Cala înseamnă și vinul iubitul, vinul mireasă. O știu Dumnezeu când o bric va avea o mireasă lor. A fost pus într-un mormânt și o alergat Iacob și Iona la mormânt și nu l-au văzut. Au văzut un mormânt gol. Îmi spune Ioan, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pentru că sunt oameni în viață care nu se mulțumesc cu mormânt gol. Ei vor să vadă pe Iisus. Și cred că în această zi l-am văzut pe Iisus prezent aici. Dar, dragii mei, am o provocare mare pentru voi. Să nu faceți ca și gadareni. Sunt rugăciuni în Biblie care nu-s bune, dar s-a ascultat. M-a spus, dar au rugat pe Iisus că El mare să plece de la ei. Eu vreau să ne rugăm pe Iisus să plece cu noi împreună la azi. Haideți să intrăm în rugăciune și cu aceste hotărâri noi de schimbare să venim înaintea Domnului și să ne asculte. Amin. Amin. Ce părere aveți despre un băiat care abordează o fată, deși știe că fata are prieteni? Deși știe că vorbește cu un băiat, dar are de gânduri serioase. O părere? Mai sunt și alte părere. Simt, au până altă parte. O căuta să... Dacă fata e vedetură cu altcineva și vorbește, și să te lași pe asta. Foarte multe cazuri de fete care se simt agasate, se simt urmărite, nu pindu-i. Dacă tu spui că nu vrea, de ce să mai zicești? După căsătorie să aibă evente, să zică, dar spus cum te-am văzut. Nu merită. Un bilet interesant. Eu un pic revoluc ca să nu sună chiar cum scrie. De ce unii nu pot să rămână singuri? De ce se încearcă în biserici forțarea unui băiat sau unei fete care vrea să rămână singur prin căsătorie? Noi nu forțăm pe nimeni, nu știu. Dacă vrei să rămâi singur, nu e problemă. Și ce singur intră în cer? Da. Nici o problemă, dacă simți chemarea aceasta. O zice și Pavel, e mai bine să... pentru fete să rămână singur. Nu mă dau seama de ce lucru, că Pavel păște despre este rău să... Se poate... Ideea biletului spune, dacă te-ai mărturisit, de ce te simți la fel de băgătos? De ce se întâmplă asta? În mod normal, prin mărturisire, diavolul îi dat pe față, se iau decizii noi, slujitorul are responsabilitatea să ducă
starea celui om înainte de Dumnezeu să se roage pentru eliberarea acelui om. Nu ar trebui să fie la fel de făcător după aceea. Însă eu cred că de aici e o problemă care diavolul vine și spune, n-ai fost iertat. N-ai fost iertat, nu poți nicio eliberare. Dragii mei, spuneți-i diavolului, eu am fost iertat. Gândul care vine din partea celor, eu am fost iertat, eu am fost mântuit. Nu ne putem la lucrurile teologice, dar vreau să spun că asta e ca și o mânduire pentru cei care au văzut și poate zic, mă, băi, nu mai iartă nimeni. Nu există om pe fața Pământului care, dacă se pocăiește, repet, dacă se pocăiește, să mă fie iertat. Problema care o spuneam și tinerul la mărturisire este următoarea. După ce faci păcatul din greșeală, începe să-ți placă. După ce păcatul începe să-ți placă. Am pus să vă dau cazul verișorului meu. Cântată în fanfară la 14 ani, 15 ani, în biserică din Arad. Apoi zis către sororul lui, zice, ne întâlnim la 12 și un sfert după program și îmi spune ce s-a predicat, că mama rămânea în casă, făcea mâncare și ne întreabă ce s-a predicat. Și foarte mulți au impresia că îl pot fenta pe Dumnezeu. Au mers câteva luni așa, nici nu știu nimeni că nu mai mergea la biserică. El mergea la cinema și vindea bilete de la cinema în Arad. Și după câteva luni zic către sororul lui, nu mă mai aștept la 12 și un sfert, dacă ești eu, n-am nicio problemă. Îmi pare rău de el, greșul meu, e astăzi în nume. Plec pentru el. Zeci de mii de euro cu praf, stricăciune, tot ce vreți. Asta nu se subliniez. Păcatul nu e din doar, da? Sunt niște etape în care cați. Și legăturile unui om, ascultați-mă, legăturile unui om se fac pas cu pas. Și diavolul vrea să te ducă într-o sare care nu mai poți pocăi. Da, ca să nu încheie negativ, dacă în această zi ai simțit pe Domnul că ți-o vorbi și ai putut să vezi o lacrimă, ai putut să te eliberezi din aceste cătușe, înseamnă că Dumnezeu te-a primit și înseamnă că Dumnezeu te-a iertat. Du-te acasă, dar știi ce a spus Iisus Hristos, du-te și să nu mai vorbești. Și ultimul verb, cel mai greu de răspuns, cum vedeți ipostaza în care un credincios este nevoit să mintă pentru a apăra lucrarea lui Dumnezeu? Eu vreau să înțeleg pe cel care a scris Bilețul. O trebuie să minți ca să aperi lucrarea? De exemplu, în timpul persecuțiilor, nu eram nevoiți să minte pentru a salva viețile fraților. Eu nu cred că o minți neapărat. Spune acolo, la un moment dat, că Duhul Sfânt vă va da înțelepciune să știți. Deci Dumnezeu nu se folosește de minciună ca să îl termine pe diavolul. Nu, că nu merge, că diavolul știe foarte bine minciună. Dumnezeu nu poate să minte. În momentul când Dumnezeu minte și e de acord cu minciuna, El nu mai e Dumnezeu. Și la fel, Dumnezeu nu va scoate pe noi prin minciună. Dar eu am citit istoriile și dosarele unor frați care au fost puși în situații în minciună. Nu au mințit, dar Duhul Sfânt le-a dat pe loc anumite expresii, sau anumite decizii, sau anumite vorbe, în așa fel încât ei nici nu au mințit, dar nici cei care au auzit vorbele acelea nu au putut afla în multe detalii. Eu mă gândesc însă, cum să fac față persecuției într-un mod pozitiv? Da. Dacă vin remurile, cum o să fie? V-ați gândit la asta? Dacă acum poate nu vin la biserică și poate acum nu caut față Domnului, cum o să caut într-o zi? A fost o prorocie în Arad, la noi în biserică. Vor veni vremuri când doi cu doi se vor întâlni greu. Și astăzi suntem aici câteva sute. Prețul este timpul de har. Mie mi-a făcut o bucurie să fiu împreună cu voi. Merg acasă într-o oarecare măsură împlinit. Că să știu că Dumnezeu lucra până această zi. Vreau să vă spun asta ceva. Voi citesc cum spun noi. O să vezi. Ca să vezi ce spune bisericile voastre care mergeți. L-am primit de la Domnul mesajul acesta și l-am trimis la câțiva slujitori pentru 2015. Sunt 10 pericole care amenință biserice. Și pericolele aștept amenință de voi în primul rând. Nu le mai comentez, le citesc, să rămânesc cu ele. Să luptați împotriva lor în anul în care intră. 1. Botez fără naștere din nou. Nunți fără haine albe. Credință fără fapt. Biserici cu mine la vas egal. Pocăință fără cruce. Luptă fără armătură. Daruri fără roade. Sluji fără evanghelie. Slujire fără lacrimi. Alergare fără premii. Doamne, păzește-ne de asta. Și vă doresc că în anul în care intrăm, să duceți mâna pe roade și roada voastră să rămână. Amin. Amin.